Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. La Răchita, în organizarea primăriei și a localnicilor, s-a desfășurat tradiționala rugă de Sfântă Mărie Mică, cu participarea Mihaelei Petrovici, Vanesei Jarja și Marian Jarja. Nu a lipsit nici primarul comunei Dumbrava, Ihaz Ioan, care ne-a spus câteva cuvinte despre această manifestare, dar și organizatorul efectiv al rugii, familia Broicea. Să-i ascultăm! Astăzi, aici, la Răchita, comuna Dumbrava, în satul nostru, participăm la o rugă tradițională, rugă la care Florile Banatului, formația din Răchita, participă cu 21 de perechi de dansatori, cea mai mare formație care a avut Răchita de până acum. Participăm la o rugă tradițională, o rugă la care avem și soliști speciali invitați la noi, aici, la Răchita. Organizatorii rugii sunt familia Norica și Doru Broicea, o familie care ajută la păstrarea tradițiilor în satul nostru, satul Răchita, comuna Dumbrava, și anul acesta. Ei, fiind organizatorii acestei rugi din această seară minunată, aș vrea ca să-i dau cuvântul domnului Doru să ne spună câteva cuvinte despre această seară minunată. Mulțumim domnului primar, să-i dea Dumnezeu sănătate de acum 100 de ani să fie tot lângă noi. Ne-a ajutat și dânsul, deci fără dânsul nu puteam să facem nimica, deci împreună cu domnul primar am organizat această rugă, care e foarte frumoasă și de tradiție, care va rămâne în continuare. Fără ajutorul domnului primar nu puteam să facem. Noi ne străduim ca această formație să continuă cu sprijinul lui domnul primar să o ducem mai departe. Mulțumim din suflet și îi mulțumesc soției mele pentru ajutorul care îl avem împreună și îl facem și vă mulțumim, domnule primar, și distracție plăcută. Să dea Dumnezeu să trăiți 1000 de ani. Mulțumesc și, după cum vedeți, aceste formații, acești tineri dansează dansuri și joacă jocuri tradiționale din regiunea noastră din Banat, câștigând și anul acesta un loc special pentru portul popular și pentru păstrarea tradițiilor la Festivalul Județean Lada Cuzestre din anul acesta 2016. Avem formații în fiecare sat, în satele noastre din comuna noastră. Copiii noștri doresc să păstreze tradițiile, doresc să continue împreună cu părinții, împreună cu instructorii, cu cadrele didactice, să ajute la păstrarea tradițiilor. Mulțumim tuturor celor care au ajutat pentru organizarea acestei rugi. Primăria Comunei Traian Vuia, așa cum s-a angajat prin primarul său, Vasile Petruescu, a reușit să organizeze tradiționala rugă în toate satele comunei. Iată ce ne declară la ruga de la Susani. Ruga la Susani este ultima rugă din localitatea Traian Vuia. Domnul primar, ce ne puteți spune despre ruga de la Susani? La ultimul eveniment cultural al comunei, pot spune că e unul dintre obiectivele propuse și atinse. Nu s-ar fi putut întâmpla fără aprobarea sumelor de către Consiliul Local al Comunei Traian Vuia, căruia în întregimea lui îi mulțumesc din suflet, vouă, Autentic TV, că ne-a fost alături, și nu în ultimul rând locuitorilor satului Susani, care au ales la o lună după dezastru, aproximativ o lună, să se bucure, chiar dacă sufletul în ei este trist. Pot spune despre Susani că m-a unit și mai tare acest eveniment, pentru că oamenii văd că sunt alături de mine și eu de ei, și la bine și la rău. Vă mulțumesc vouă, vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă alături de Răzvan Timiș, de formație și de toată lumea. Mulțumesc încă o dată! În comuna Mănășturi de Sfântă Mărie Mică a avut loc ruga de la Remetea Luncă. Și aici veselie mare, localnici, goști și cei veniți din alte părți s-au distrat alături de Otilia Radu și formația sa. Am surprins imagini pentru dumneavoastră de la ruga de la Remetea Luncă. Vă rugăm să-i urmăriți! Dragi telespectatori, stau de vorbă cu domnul viceprimar al comunei Mănășturi în calitate de organizator a rugii de la Remetea.
Bună seara, stimați telespectatori, ca viceprimar al Comunei Mănășturi, domnul primar m-a însărcinat să mă ocup în special de organizarea rugilor de la Armentea Luncă și zic că a ieșit foarte bine până la momentul ăsta. Foarte multă lume participă la această rugă, e foarte frumoasă. Spuneți-ne dacă în cadrul Comunei Mănășturi mai avem rugi în continuare. Da, a fost la Mănășturi la comună, la Remetea Luncă și vom mai avea și la Pădurani încă o rugă, vom mai ține așa acolo. Ca organizator a unei rugi, înseamnă că duce mai departe tradiția de aici, din zona asta, care este foarte frumoasă. Spune-mi, te rog, dacă preconizăm ca și anii viitor să prelungim aceste frumoase tradiții bănățene. E foarte frumos ce se întâmplă la ora actuală cu rugile. Sunt bucuros că lumea la ora actuală vine la rugă și eu zic un lucru, că trebuie să ducem mai departe obiceiul, să lăsăm discotecile, să lăsăm toate lucrurile deoparte. Ruga e rugă, pentru că așa a fost rugă pentru totdeauna, și să ducem mai departe obiceiul cu rugile, să fie rugă. O participare foarte frumoasă în cadrul rugilor noastre, aproape în toată zona de aici sunt ansamblurile de copii. Noi în Comuna Mănășturi, pentru că și eu sunt un cetățean al comunei, sunt bucuros că avem asemenea copii care au pasiune pentru tradiție, care au pasiune pentru frumos. Aș vrea să meargă cât mai departe această tradiție. Acești copii frumoși, acești copii talentați, să aibă posibilitatea în continuare să poată să ne încânte la fiecare rugă. Putem să ajutăm acești copii într-un viitor, vorbesc logistic, adică să le punem la dispoziție unde să facă, să ținem un instructor. La momentul de față avem un instructor foarte bun, pe care eu îl apreciez mult, un prieten bun. Da, e adevărat. Deci să-mi spui, te rog, cu ce putem să ajutăm această formație și dacă Primăria Comunei Mănășturi se poate implica cât mai mult înspre ajutorul unor copii care, sincer, fac ceva și ne duc și ne reprezintă ca și comună. Suntem mândri. Mă bucur că avem asemenea copii care, nu știu dacă ar fi, dar mă bucur că avem asemenea copii care, noi am deschis ruga la Făget, noi am deschis ruga la Clișova, noi am deschis ruga la Mănășturi, noi deschidem ruga la Remetea, avem niște copii foarte talentați. Am vorbit cu domnul primar, care e adevărat, o zis că trebuie să discutăm, să vedem și îi ajutăm. Îi ajutăm din toate punctele de vedere, pentru că ar fi un lucru foarte, foarte, foarte rău să lăsăm lucrurile deoparte. Și așa trebuie să fie, să mergem mai departe. Și ne bucurăm că avem asemenea copii care ne reprezintă și chiar acum mă scuzați de limbaj, că eu sardelean și încerc să vorbesc cu părânțeane, chiar ni-s mândri că viitorul copiii noștri ne reprezintă pe stată. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!